arbitrele în fiecare tabără. Acesta este bilanțul arbitrului Cătălin Popa, cel care debuta în Liga 1 în urmă cu 9 ani la un gaz metan, Unirea Alba Iulia 5-0. Fază periculoasă și gol! Moldovanu abia a intrat pe teren la prima atingere de balon. Facă 2-2, din are inspirația lui Dușan Uhrin Junior. Bine, a avut și noroc dinamoviștii la această fază, dar norocul face parte din joc, este o componentă importantă a jocului. 2-2, avem meci spectaculos aici la Giurgiu, doamnelor și domnilor. Dinamo are forța și revine, are forța necesară și revine pe tabelă. După ce a condus cu 1-0, Dinamo s-a văzut condusă cu 2-1, dar iată, reușește să marcheze pentru 2-2 după o gafă a lui Dinu Graur. Acesta practic îi dă asist lui Moldoveanu din Republica Moldova. Dinu Graur îi pasează dinamovistului Moldoveanu și avem din nou egalitate aici la Giurgiu. Astra Dinamo 2-2. Iar acum Dinamo este echipa pe val. Nistor! Șut pe lângă poarta lui Chitanov. Momente excelente pentru oaspeți. Este momentul în care reacționează și suporterii lui Dinamo.